E, de data asta, după cum știe toată lumea, banii s-au dat direct la oameni de către guvern. Au fost aceste ajutoare fiscale. În condițiile astea, banii au intrat în circulație și în consum, și chiar dacă presiunile inflaționiste pe care, în mod normal, le-ar crea piața muncii prin creșterea salariilor, prin angajarea în muncă a câtor mai mulți oameni, nu au fost la nivelul așteptărilor lor și au tot spus că inflația va fi tranzitorie, e foarte clar că și ei sunt destul de, sau cel puțin o parte din ei sunt destul de speriați că nu va fi tranzitorie și că va fi o inflație care va sta cu noi până când, cine știe, poate să se dezvolte și în ceva mai rău decât atât. Cine a studiat un pic sau cine a fost interesat despre ce s-a întâmplat în anii 80, 70, 80, când la fel a fost o inflație în anii 70, ceea ce ei numeau creeping inflation, adică o inflație care se tăra așa după odată cu economia, așa cum e acum, efectiv, câteva procente, nici nu creștea, se zicea că nu o să crească. Bineînțeles, atunci condițiile economice erau absolut total diferite de acum. Ideea este că în momentul în care, că inflația e o chestie foarte mult psihologică, adică momentul ei în care se declanșează partea foarte nasoală a lucrurilor, e momentul în care lumea începe să piardă un pic încrederea în monedă. Și atunci, în cazul de atunci, a fost începutul anilor 80. Și bineînțeles a venit celebrul Paul Volcker, președinte al Fed, care a zis, bun, varianta pe care o avem pe masă este să ridicăm dobânzile și poate nu vă vine să credeți, dar au ajuns dobânzile overnight, deci dobânda, rata Fed, rata de interbancar a ajuns la 18, nici nu știu dacă a ajuns la 20%, oricum a ajuns în zona aia de 18%. Ceea ce gândiți-vă acum cum reacționează piața la discuția că s-ar putea să fie nevoie să facă tapering, nu de a ridica dobânzile, nici nu se discută de așa ceva. Bineînțeles că atunci economia era cu totul și cu totul altă situație, acum e clar că nu vor putea face așa ceva. Și din stenogramele ședinței Fed reiese asta, că ei sunt confuzi și că nu le e clar cam ce au de făcut. Și, mă rog, investitorii s-au speriat de chestia asta. S-a întâmplat ce s-a întâmplat ieri. N-am avut niciun moment, totuși, situația în care a fost un moment în primele ore ale tranzacționării de ieri în care dacă accelera către downside, deci dacă accelera vânzarea, atunci într-adevăr puteam să avem un eveniment un pic mai nasol. Eu am intrat cu câțiva din grupul nostru live, atunci eram plecat, dar am vrut să zic că am... Bun, deci pe lângă o corecție, care poate să fie cu volatilitate, cum a fost și cea de ieri și alaltăieri, pe lângă o corecție, dacă ne punem întrebarea dacă corecția aia poate să se transforme în ceva mai mult, că asta este de fapt problema, dacă intervine panica. Pentru că dacă nu intervine panica, piața își desfășoară activitatea într-o anumită normalitate ciclică, ai o corecție, ai o revenire. Dacă după corecție revenirea e mai mică decât ultimul vârf și iar urmează o corecție care duce la un minim mai mic decât ultimul minim, se presupune că trendul s-a inversat, se înregistrează volatilități mai mari, dar nu explozive, care, mă rog, ajută foarte mult traderii, dar atât. Întrebarea pe care ți-o pui în situație de asta, ok, dar că asta e frica, pentru că altfel când a ajuns, nu știu, cum a fost ieri, în niște minime piața, poți să cumperi cu ambele mâini, dar n-ai curaj să faci asta, pentru că nu poți să calculezi niciun fel de probabilități și te întrebi, ok, dar dacă de data asta lucrurile
ia o întorsătură mai nasoală. Și sunt câteva chestii care trebuie să se întâmple la modul foarte general ca să ai un așa numit eveniment de lichiditate. Adică corecția aia de 2% să se transforme în 4 sau în 5 și a doua zi tot în 5 și așa mai departe. Și să ai o corecție în piață sănătoasă de 10%, gen 20, 30%, 40, 50%, unii vorbesc de 80%. Bine, aia cred că bat câmpii, dar mă rog, ca să faci audiență și pe YouTube, să faci vizualizări, trebuie să spui chestii fantastice. Și în condițiile astea, mi-am dat seama că poate că ar fi util pentru toată lumea să vă arăt cam la ce mă uit eu, bineînțeles. Am învățat și eu de la alții chestiile astea, cam la ce mă uit în situații de genul ăsta. Bine, ieri când am intrat cu voi live, ieri la prânz, nu mă puteam uita pentru că n-aveam cum, eram plecat, dar o să mă uit acum împreună cu voi, nu m-am uitat nici până în momentul ăsta, dar ca idee vreau să vă arăt cam la ce m-aș uita și am să deschid... VIX-ul în sine nu spune foarte mult. VIX-ul. El spune niște chestii. Da? Spune că se cumpără opțiuni de protecție în S&P 500. Asta spune VIX-ul. Și în ce măsură se cumpără, cât de accelerat se face chestia asta. Acum, dacă vrei să vezi cam dacă lucrurile stau rău, în primul rând le iau, nu le iau în ordinea importanței, pur și simplu în ordinea în care îmi vin în minte. În primul rând, o secundă. În primul rând trebuie să vedem dacă VIX-ul la diverse maturități, mă refer la indexul VIX, se inversează. Deci trebuie să urmărim în materie de volatilitate dacă volatilitatea pe termen foarte scurt se inversează cu volatilitatea pe termen mediu. În cazul ăsta, ieri, de exemplu, am avut condiția asta, din ce văd eu. Adică, eu aici, linia albastră este VIX la 9 zile, linia albă este VIX și linia roșie este VIX la 90 de zile, deci la 3 luni. Și acum, prima chestie care e o condiție că pe termen scurt pot fi probleme, dar asta îmi spune doar că pe termen scurt pot fi probleme, nu mai mult decât atât. Este că, uite, VIX la 9 zile a devenit mai mare decât VIX la 30 de zile. Și asta s-a întâmplat efectiv ieri. Ăsta e un semn că lucrurile nu stau bine. În același timp, mai trebuie urmărit indexul de volatilitate al volatilității. Și aici sunt niște nivele. Și anume VVIX. O secundă să-l găsesc aici. Acesta. Mă rog, lați un pic. Aici avem un pic niște nivele și anume, dacă el depășește 120, înseamnă că e în zonă de risc. Dacă el depășește 140-145, ceea ce aproape că s-a întâmplat ieri, dacă VVIX ieri, uitați, el s-a deschis, ăsta se indexul de volatilitate al volatilității, datele pentru el le avem pe secțiunea de tranzacționare, deci nu apare ca VIX-ul. Înainte de deschiderea pieții. Dacă el ieri s-a deschis la 133, dacă el ieri accelera peste 140 spre 150, atunci a colaborat cu faptul că volatilitatea la 9 zile era mai mare decât volatilitatea la 30 de zile, înseamnă că aveam condițiile pentru un eveniment de lichiditate în piață, pentru o situație mai nasoală. Adică ce înseamnă mai nasoală? Repet, ăia 2% de corecție se transformă în 5% și a doua zi să mai ai încă un 5% și a treia zi să ai un 1-2% pe creștere, după care a patra zi să te lovească cu 7% pe scădere și tot așa. Adică să se declanșeze o corecție adevărată de 15-20-30%. Nu s-a întâmplat asta și eu cred că ieri a fost un, așa cum l-am văzut eu, evenimentul, pentru că eram pe drum, dar am putut să urmăresc cât de cât de pe telefon ce se întâmpla și eu am văzut
faptul că a fost momentul ăla în care a fost la 8 jumate ora lor, mă rog, 3 jumate ora noastră, a fost jobless claims, adică cererile, noile cereri de șomaj. Și a fost momentul ăla în care, spre, eu vă zic că nu indică neapărat, a fost un print destul de bun. Și a fost o chestie pentru piață și pentru cei care pariază pe creșterea pieții, pentru bulls, cum s-ar zice, a fost dramul ăla de noroc. Pentru că ieri la deschidere lucrurile puteau accelera foarte nasol. Deja piața se vânduse masiv pre-market și peste noapte pe futures, pe index. Ei, și a fost mic acel noroc, faptul că la 8 jumate a fost printul ăla bun și s-a văzut imediat cum a venit bidul sub piață. Adică cum au venit, cum au început să liciteze cumpărarea, să cumpere indici. Asta în materie de volatilitate. Deci, practic, trebuie să urmărești cum sunt distribuite indexii de volatilitate 9 zile, 30, 90 de zile și dacă curba lor se inversează, lucrurile înseamnă că nu stau bine. Dacă VVIX, adică indexul de volatilitate al volatilității, oricum dacă este peste 120 în zonă de risc, dar dacă sare de 135, 140, 145 și crește spre 150, cum a fost la jumatea lui iulie, cum a fost la începutul lui mai, atunci se creează condițiile pentru un eveniment de lichiditate. Acum, împreună cu toate chestiile astea, trebuie să crească dolarul. Și ieri se întâmpla chestia asta, adică am avut una, două și a treia zi cu dolarul pe creștere și în accelerație. Erau condițiile aici pentru chestia asta. Bine, azi ar fi trebuit, dacă urma corecția mai departe, azi aveam un dolar la 94, adică ceva mai consistent. Tot pe partea de volatilitate mai pot fi urmărite, asta trebuie tot timpul de fapt urmărită, curba contractelor futures pe volatilitate. Asta trebuie să se inverseze. În ideea, repet, tot ce spun este în ideea că ce se întâmplă, cum putem să vedem că lucrurile o pot lua razna. Asta vreau să subliniez. Adică asta trebuia să devină, deja de ieri, o să ne vedem acum cum a fost ieri, că nici eu n-am văzut-o, n-am putut, dar vreau să mă uit acum, ea trebuie să facă ceva de genul ăsta. Adică SEP trebuie să devină mai mare decât 8 și decât 9 și așa mai departe. Septembrie, octombrie, noiembrie. Asta, când asta se inversează, atunci, bine, ea se inversează ceva de genul următor. Nu începe de aici așa și aici rămâne la fel, nu. Ea se inversează, toate urcă un pic și partea din față se inversează. Cam așa arată curba în situații de-alea. Dar hai să ne uităm să vedem ieri cum a fost. Aveau ei pe aici o chestie, puteai să te întorci. Historical prices. Așa, și eu să mă uit la... Ieri a fost 19 august. 19. Asta a fost la închidere. Da, înseamnă că ieri aici nu a fost nimic. Deci eu ieri, dacă m-aș fi uitat la piață și aș fi văzut faptul că... Asta se văd când expiră. Și aș fi văzut faptul că curba, ceea ce se cheamă term structure, de structura termenelor pe VIX futures, nu se modifică, nici măcar la egalitate nu ajunge septembrie cu octombrie, nu mi-aș fi pus nicio problemă, efectiv. Pentru că instituțiile, dacă miroseau că e ceva în nasol, cumpărau volatilitate cu ambele mâini. Și pe futures, și pe VIX, și pe contractele de futures, că pe VIX au cumpărat, într-adevăr. Adică asta s-a văzut din ce v-am arătat mai devreme. Dar acum, lăsând la o parte, partea de volatilitate și dolarul, deci trebuie să crească și dolarul într-o situație de asta, pentru că o corecție majoră nu se va declanșa fără o criză de lichiditate. Și o criză de lichiditate înseamnă că foarte mulți bani din diverse asset-uri se transformă, se scot din diverse asset-uri și se pun în dolari, în dolar. Pentru că e cel mai sigur pariu pentru orice situație nasoală. Adică indexul dolarului, contracte futures pe dolar, indiferent sub orice formă, se pun în dolar.
Și uite că ieri se pare că n-am avut. Deci, dacă eu vedeam ieri chestia asta, eram mai liniștit, dar v-am spus că nu am putut să urmăresc. Dar, acum, în afară de astea, sunt niște chestii ca să vedem noi dacă o situație arată foarte nasol. Sunt niște chestii la care trebuie să ne uităm, care n-au neapărat de a face cu volatilitate și cu index și din piață și cu tot ce vedem noi zi de zi. În primul rând, este ceea ce se cheamă TED spread. TED spread. Nu mai scot tot cuvântul spread, se înțelege. Hai să spun. TED spread. Care este ideea aici? Deci, când se împute treaba rău de tot și repede, în primul rând, acest spread trebuie să crească imediat, pentru că e vorba de finanțele internaționale și de dolar pe piața internațională și de cererea de dolar, pentru că în momentul ăla trebuie să ai o cerere foarte mare de dolar. Tocmai din cauza că se vând foarte multe asset-uri și se vând global și el era chestia asta, adică ieri au scăzut toți indicii globali. Se vând global, că nici nu m-am uitat să văd. Știu că și Europa a fost pe roșu, că se plângea unii că a scăzut DAX-ul cu 2%, cu nu știu ce. Deci ieri se vânduse tot. Uite, și azi, de exemplu, încă erau pe minus, dacă vă aduceți aminte, cred că a scris Bogdan, dacă nu mă înșel, a scris pe... Bogdan nu e acum aici, el scrisese pe grupul nostru de tranzacționare pe WhatsApp, că uite, iar se vinde, da, se vindeau din cauza sesiunii asiatice, care a fost pe minus. Inițial, când a intrat Europa, s-a deschis Europa, s-au mai vândut un pic și parcă era tendința de accelerare și când a intrat America, când a intrat lichiditatea din America în funcțiune, americanii au cumpărat și au întors complet. Adică oricum să știți că pe futures, în general pe indici, grosul, bine, e și logic, grosul lichidității și ce determină într-un final evoluția prețului este lichiditatea din America, pe care noi o vedem cam după ora 2, 2 jumate, ora noastră, chiar 3. Bine, și după 4 jumate când se deschide piața. Restul, ce se întâmplă peste noapte, sunt foarte mulți trader din Asia, din Europa, nu că n-ar avea capacitate financiară ăștia, dar grosul lichidității vine tot pe sesiunea americană. Deci, TED spread. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că noi avem, există o dobândă. Și vă arat imediat și graficul lui TED spread, dar întâi vă explic ce este. Bun. Există o dobândă care este interbancară internațională și se numește LIBOR. Oricum, sunt ratele internaționale, ratele pentru. Sunt dobânzile pe piața internațională interbancară. Deci, între bănci mari, dintre țări, practic. Ei, noi îl avem pe LIBOR listat undeva, indiferent de unde îl găsim, eu îl iau de pe globalrates.com și noi trebuie să scădem din acest LIBOR yield-ul la 3 luni din America. Deci e 3 luni pe 3 luni, așa se calculează. Yield-ul la 3 luni din America îl găsim pe Yield Curve Rates, care este de la Departamentul de Trezorerie și practic trebuie să te duci să te uiți cât e yield-ul la 3 luni, 0,06, cât e LIBOR-ul la 3 luni, 0,13. Deci sunt 0,13 minus 0,06 sunt 0,07%. 0,07% în limbajul ratelor mici. Deci 0,07% în limbajul ratelor mici înseamnă 7 BPS. BPS înseamnă basis points, adică puncte de bază. E, la LIBOR se vorbește numai de, evident, pentru că diferența spread-ul ăsta e foarte mic, deci 7 puncte de bază. Acum, haideți să vedeți ce înseamnă într-un moment de criză de lichiditate LIBOR-ul în termen de puncte de bază. De fapt, ce înseamnă TED spread-ul? Scuzați-mă.
Se găsește de la ăsta, cred că e Fred. Deci, Fred e tot de la guvernul american. San Luis. Deci, banca Fedu din San Luis. Ceva de genul San Luis. Mă rog, și ei fac raportul ăsta și hai să vedem. Uitați TED Spread, ceea ce numim noi TED Spread, în COVID. De la 14 puncte de bază, cât era înainte, la 1,42%, deci a sărit cu mai 1 și ceva la sută, ceea ce este în termen de TED Spread, este absolut enorm. Asta e criza de lichiditate. De fapt, ce s-a și întâmplat atunci? Noi putem să ne uităm să vedem și, de exemplu, în 2008 cum a fost. Ia uite, în 2008 a sărit la 3%. Deci, diferența dintre dobânda interbancară, internațională, între băncile centrale, între ele și așa mai departe, și yield-ul la 3 luni de la bondurile americane, care este considerat cash, deci este. Pentru că bondurile americane au rating triplu A și sunt considerate ca și cash-ul, adică nu, guvernul american nu poate să intre în default, adică în incapacitate de plată, și atunci bondurile americane, mai ales cele la termen foarte scurt, cum e și cel la 3 luni, sunt, mă rog, nici nu se numesc bonduri, la 3 luni se numesc bills. Deci bill-urile americane, deci până la 2 ani, cred că sunt bilurile. Între 3 și 10 ani sunt notele. Și bondurile sunt peste 10 ani. Asta e terminologia corectă. Da? Dar, mă rog, noi le zicem bonduri la toate. Deci, yieldurile de la bondurile la 2 ani sunt considerate, la 3 luni sunt cash, efectiv sunt considerate cash. Și atunci, uitați, de exemplu, și când a fost criza din 2008, ăsta s-a dus sus de tot. Acest s-a dus la 3, diferență de 3 puncte procentuale. Adică, practic, în momentul ăla nu existau dolari pe piață. Asta se întâmplă, de fapt. Asta spune acest TED spread. Hei, și atunci, tu când ești în fața unei corecții și îți pui întrebarea tu ca și trader sau investitor, bă, ăștia 2% se pot transforma într-o săptămână, două, în 30%, pentru că vă dați seama câtă lume ar pierde bani. Dacă îți pui întrebarea asta, trebuie să vezi ce face acest spread. Dacă spread-ul ăsta începe să accelereze, adică azi e 7 puncte de bază, mâine 9, poimine 12, răspăimine 20 de puncte de bază, 25, e, atunci poți să știi că lucrurile se duc în direcția foarte nasoală. Nu știu, acum, dacă e să mă uit la COVID, hai să ne uităm la COVID, să vedem când a accelerat, cât de repede a accelerat. Deci eu știu exact că, uite că aici a avut o întârziere. Pentru că corecția a început pe 20 și, bine, eu o pun din ianuarie. Corecția de COVID a început pe 24 februarie. 25, 26, 20, 21. Ăsta a fost weekend între 21 și 24 când au venit știrile din Italia. Că sunt 200 de cazuri și și-a dat lumea seama, stai așa că ăsta s-a răspândit peste tot și aici a început corecția. Da, deci în cazul ăsta n-a fost atât de. Deci dacă urmăreai TED spread-ul, oricum ar fi. Când ți-e teamă de ceva, trebuie să-l vezi pe asta. Dar sunt altele mult mai care reacționează mai rapid și anume sunt două. Deci, dacă instituțiile simt că urmează o corecție consistentă și vor să și le e teamă de ceva, le e teamă de bondurile corporative, pentru că bondurile corporative au risc real. Și întotdeauna bondurile corporative au o dobândă mai mare decât bondurile guvernamentale. Ce înseamnă bonduri corporative? Apple are nevoie de 5 miliarde de dolari și emite un bond. Ca și guvernul. Și tu cumperi cuponul și el îți dă ție dobânda an de an și la sfârșitul cuponului îți dă și valoarea pe cupon. Bondurile corporative sunt de două feluri.
junk, adică cele care sunt, au rating mai mic de triplu B, care sunt corporații mai, nu neapărat obscure, dar care n-au o situație, n-au capitalizare mare, n-au o situație extraordinară. Uite, să zicem că, hai să luăm o companie care e listată de curând, Airbnb sau, habar n-am, uite, Nicola ăia cu camioanele, cu păcălerile de anul trecut. Ăia, dacă emit bond corporativ acum Nicola, o să aibă un rating probabil de triplu C sau o chestie de genul ăsta și ei, ca să totuși să poată să încaseze, să se împrumute de pe piața de bonduri, o să-ți dea o dobândă, nu știu, de 30% pe an. Și atunci tu cumperi un bond corporativ cu dobândă foarte mare, dar cu risc pe măsură. Că riscul de default e foarte mare. Și așa funcționează. Pe când Apple, dacă emite mâine un cupon, o să-ți ia puțin peste, o să-ți dea puțin peste bondul guvernamental, niciodată mai puțin, pentru că n-ai de ce să cumperi, n-ai de ce să împrumuți pe Apple pentru 2% când poți să, să zicem, la 30 de ani, când poți să împrumuți guvernul american pentru 2%. Niciunul în deplinătatea facultăților mentale nu o să dea la Apple în loc să dea la guvern pe aceiași bani. Și atunci Apple trebuie să dea mai mult. Diferența dintre, haideți să dau și pe grafice, diferența dintre ratele de dobânzi de la bondurile corporative și bondurile guvernamentale se numește, tot spread se cheamă, dar sunt două spread-uri care se urmăresc. Între bondurile corporative triplu A, adică cele gen Apple, da? Și este cel pe care l-am eu în față. Uite că tot St. Louis, tot instituția asta publică. Bine, probabil se găsește și în alte părți. Și ce am aici eu? Eu am, de exemplu, acum este 0,95. Ce înseamnă asta? Că în medie între bondurile corporative investment grade și bondul guvernamental și se face o medie, că unele la 10 ani, 3 ani, se face o medie efectiv. Diferența este de 0,95. Ei, când urmează un eveniment de lichiditate, datorită faptului că instituțiile, mă refer aici la instituții de pe piața financiară, băncile mari, instituții, ce numim instituții, firme mari de trading, instituțiile, de ce se tem? Se tem ca corporațiile să nu intre din capacitate de plată și să nu mai poată plăti bondurile și să crească riscul de default pe bondurile corporative. Și atunci, întotdeauna când există această temere, bondurile corporative se vor vinde, mult înaintea altor asset-uri. Și dacă vrei să vezi că există o posibilitate să fie ceva foarte nasol, te uiți la faptul că acest spread dintre bondurile corporative și cele guvernamentale trebuie să crească, uite, de COVID atunci, la fel, au crescut foarte mult. Uite, aici, de exemplu, hai să ne uităm la ce a fost atunci de COVID. Ca să vedem, scuzați, m-am dus aiurea, aici este. Uite, deja pe 24 ele începeau să crească. Deci ele au început să crească. Aici puteai să vezi faptul că a fost 24 a început corecția, 25, 26, 27, deci la sfârșitul primei săptămâni de corecție deja creșteau. Și asta îți spunea faptul că bondurile corporative, că da, că se vând. Ele vânzându-le creștea yield-ul. Adică ce vă, instituțiile scoteau banii din bondurile corporative de teamă de default, pentru că se gândeau, bun, dacă o firmă dă faliment, eu nu mai pot să-mi primesc banii înapoi pe bond. Și asta face ca acest spread să crească, dar de care e ideea? Că și bondurile guvernamentale se vindeau în același timp, dar bondurile corporative se vindeau mai repede decât cele guvernamentale și asta genera această curbă pe care o vedem noi aici. Dar, deci, astea sunt acest spread și sunt două chestii aici, două spread-uri la care trebuie să ne uităm. Ăsta și spread-ul dintre high yield, adică high yield înseamnă cele care au yield mare pentru că au rating mic. Și bondurile guvernamentale. Și aici am avut același fenomen. Putem să vedem aici. Uite aici.
Exact același fenomen a fost și aici, mai că aici, în principiu, ar trebui să accelereze mai repede, asta e singură, pentru că astea au... Deci aici, uite, spread-ul ăsta este... Stați așa, că am o nelămurire. Bine, deci vedeți, atunci, în februarie, cum a început să accelereze, pentru că, automat, și astea, în primul rând, se vând înainte de alea corporative mari. Dar, numai un pic, dați-mi un minut, ca să văd și eu. 0,95. Păi e ceva ce... 3,42. Ei, uite, astea au crescut în ultima perioadă și au crescut, erau cam 3, s-au menținut la 3,3 și acum văd că sunt la 3,40. Și asta este vorba de ultimele zile. Dar când au început ele să... Da, deci ele practic la jumătatea lui au început să crească și dacă vă gândiți la acest spread, asta indică că există teamă în piață în continuare. Exact chestia asta. Faptul că de la 3 și 10 la 3, 40 e 10% practic pe spread-ul. Deci spread-ul ăsta a crescut cu 10%. Nu e ceva ieșit din comun, da? Asta e teama instituțiilor, nu a oamenilor, că oamenii, mă rog, investitorii mici ca noi, traderii, nu se preocupă ei de spread-ul dintre bonduri corporative și nici nu cumpără bonduri corporative. Dar uite, asta e în creștere și asta nu e un semn bun. Dar în niciun caz, dacă era să fie o teamă din aia fantastică, trebuia să crească mai accelerat aici. Nu doar atât. Oricum, ieri au crescut, asta e clar. Vedem, ai întotdeauna ziua din urmă, deci nu poți să vezi azi ce este. Dar astea sunt niște chestii la care trebuie să te uiți. La TED spread și la cele două spread-uri între bondurile corporative și bondurile guvernamentale. Mă rog, cam astea ar fi volatilitatea, dolarul, spread-urile astea. Și dacă vezi o chestie corelată pe toate și îți dai seama că practic e un început de panică în piață, trebuie să te gândești că chiar e posibil să urmeze o corecție mult mai consistentă. Eu, așa am fost și eu învățat să mă uit la ele. Sper că n-am omis niciuna. Nu cred că am omis, pentru că le am pe toate pe aici. Da, bine. Da, deci cam astea. Sunt, în rest, metalele prețioase nu sunt un indicator al fricii, sunt niște condiții foarte aparte ca metalul prețios să indice ceva. Trebuie o combinație între dobânzile reale și un anumit timp de incertitudine în piață, care a fost anul trecut, în 2020, de exemplu, vara trecută. Dar cam astea sunt cele pe care le-am explicat eu ieri live când am intrat. Și bineînțeles că dacă sunteți interesați, pot să pun și link-urile. Le pun într-un fel de document și vi le dau și vouă. Dar în principiu sunt situații când ai o corecție în piață și te uiți că spread-urile astea nu se mișcă în niciun fel și atunci în principiu cam stai liniștit. Adică eu anul ăsta și în ianuarie, eu anul ăsta, în ianuarie, haideți să discutăm efectiv la... Hai să mă uit la S&P, că... Deci am avut așa. Am avut anul ăsta corecție. Stați așa un pic să le... Uite, a crescut așa de mult S&P-ul că nici nu încape ca lume pe un grafic, pe o pagină. Deci noi am avut corecția aia din ianuarie când toată lumea s-a speriat cu GameStop-ul, că de riscuri sistemice, asta aici, la sfârșitul lui ianuarie. Nimic nu indica un risc de genul ăla. Dacă te uitai pe toate spread-urile alea, vedeai că e liniște și pace. Era doar pe volatilitate, adică practic retail-ul s-a speriat din piață. În februarie la fel. Deși atunci, în sfârșitul februarie, începutul martie, atunci Nasdaq-ul, uite, dacă ne uităm la Nasdaq, el a avut problemele mai consistente atunci. Și în ianuarie, dar mai ales în februarie atunci. Mă rog, februarie, sfârșitul martie. După aia mai a fost asta din mai, nici... Și a mai fost asta care... Serios, acum asta de ieri nu a fost nici măcar cât aia din iulie. Adică
Ideea este că când va fi să fie, când va fi să fie, avem la ce să ne uităm ca să judecăm, băi, asta e o corecție de moment, o creștere episodică de volatilitate sau e ceva mai mult? Și dacă e ceva mai mult, trebuie să vezi niște mișcări în alte zone decât neapărat în evoluția prețului din piață, efectiv. Cam asta. Da, o să pun, Cristi, link-urile, nu pierd timp acum să fac asta, o să le iau, le listez frumos în... cumva, văd și le pun... pot să fac o postare pe Patreon cu ele și... Bine, mulțumim! Le pun frumos, le scriu pe fiecare. Bine, acum dacă... Da, Cristi, la ce mă uit la prima oră dimineață? Știu că am vorbit despre asta. Trebuie să dedic o întâlnire separată pentru asta. Azi deja am vorbit despre altceva și dacă despre asta e posibil să vorbesc 2 ore. Prin urmare, facem în felul următor. Vinerea viitoare mă pregătesc și vorbesc numai despre asta. Super. La ce mă uit sunt, e lista pe care o vedeți voi acum, sunt, nu știu, 40-50 de chestii. Deci nu reușesc în fiecare zi pentru că și din motive de... Îmi iau o oră să mă uit la toată asta și n-am chiar în fiecare zi, cel puțin în perioada asta când, na, știți și voi, suntem și un pic în vacanță, mai încercăm să mai profităm puțin și de vremea bună și de faptul că suntem un pic liberi față de, comparativ cu tot ce a fost un an și ceva care a trecut, cu restricții și așa mai departe, în mod normal, da, în mod normal când... În afară de perioada asta de vară, eu la chestiile astea mă uit, îmi încep ziua cu treaba asta. Am o parte din ele la care mă uit efectiv la începutul zilei și după aia astea de volatilitate. De fapt, uitați, o zi în care am apucat să mă uit doar la deschidere și în timpul sesiunii nu m-am mai uitat. Vedeți că sunt bifate toate, mai puțin cele de volatilitate. La astea am nevoie de piața deschisă ca să mă pot uita la ele. Și treaba asta, în principiu, cu dacă stau liniștit, îmi ia o oră. Dacă trec foarte repede, îmi ia 40 de minute. Dar în momentul ăsta nu reușesc chiar în fiecare zi să o fac, dar pe timp de toamnă, iarnă, primăvară, o fac în fiecare zi. Dar asta, uite, o să... Dacă nu intervine orice altceva, vinerea viitoare facem asta. Și le luăm pe rând pe toate și ne uităm la toate. Asta nu e o chestie care să-mi spună mie dacă urmează vreo corecție sau asta, pur și simplu e să fiu conectat, adică să toate chestiile astea să mă uit pe ele în fiecare zi și să am idee cam în toate zonele astea cam ce s-a întâmplat și cum și ce s-ar putea întâmpla. Cam atâta despre asta. Dacă aveți voi acum întrebări pentru mine și despre tranzacții, eu vă zic că de 3 zile nici n-am apucat să mă uit pe portofoliul meu aici, acum, de-aia am și întârziat 10 minute, că, apropo, Cristi, am hotărât într-un final să nu închid defexiul.